Viceprimarul Pașcaniului a primit abia după aproape un an și jumătate de activitate o dispoziție cu delegarea atribuțiilor de serviciu. Documentul cu numărul 585 a fost semnat și publicat de primarul Marius Pintilie în cursul zilei de 21 martie, după ce partenerul său de alianță a plecat în concediu de odihnă, de supărare și a lăsat să se înțeleagă că nu se mai întoarce dacă această problemă nu va fi rezolvată. Astfel, Cristian Rățoi a primit atribuții de conducere, coordonare, monitorizare și verificare a activităților de la Serviciul de Gospodărie Comunală, întreținere și reparații străzi și compartimentul administrare, parcări și cimitire, Serviciul Seră și Spațiile Verzi, Serviciul Administrația Piețelor, compartimentul Sport, Cultură, Culte, compartimentul Asociației de Proprietari și Muzeul Municipal Pașcani. Astăzi, după cum știți și ați văzut pe site-ul primăriei, unde a fost publicată dispoziția sub numărul 585, deci s-au stabilit atribuțiile primarului municipiului Pașcani, adică atribuțiile pe care le am eu. Acestea se referă la atribuții incidente activității Serviciului Gospodăriei Comunale prin compartimentul întreținere și reparații străzi și compartimentul administrare, parcări și cimitire. Atribuții la serviciu seră, administrație spații verzi, la serviciu administrația piețelor și compartimentul sport, cultură, culte, compartimentul asociații de proprietari și Muzeul Municipal Pașcani. Adică tot ce era trecut în organigramă, dar acum, cum se poate spune, s-a legiferat acest lucru, pentru că organigrama este doar o reprezentare schematică a atribuțiilor viceprimarului. Prin această dispoziție, practic, s-a legiferat delegarea propriu-zisă a activității în cadrul domeniilor pe care le-am convenit cu domnul primar. Viceprimarul pășcănean s-a ocupat de aceleași servicii până acum, dar fără să-i fie delegate sarcinile prin dispoziția primarului. Din acest motiv, toate deciziile sau actele semnate trebuiau contrasemnate de edil. Cristian Rățoi a vorbit despre această situație în cadrul emisiunii Pulsul Zilei. El a explicat că a plecat în concediu de odihnă pentru a se gândi ce va face în continuare după o discuție purtată cu primarul pe această temă. Am avut o discuție cu domnul primar și am spus foarte clar, uitați, aveți am întocmit referat în loc doamnei Jitaru, referatul de specialitate și dispoziția. Și le-am lăsat domnului primar și am zis, dumneavoastră trebuie să dați dispoziția. Ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba? Și lumea lui s-a mai documentat și acum să vedem ce face. În același context, viceprimarul Pășcănean a recunoscut că până acum au mai fost certuri și neînțelegeri cu primarul din cauza diferențelor de opinie, dar de fiecare dată problemele au fost rezolvate. În fond și la urma urmei, în orice echipă sunt idei pro și contra, da? Acum nu că sunt eu de la pro-România, da? Așa e vorba, da? Și sunt idei când zici așa și eu zic altfel. Eu le argumentez. Și cum se rezolvă? Cine câștigă? Poate? Cine are dreptate? Eu știu să fiu mai împăciuitor, nu scandal, scandal, scandal. Cristian Rățoi a fost ales în funcția de viceprimar pe 18 noiembrie 2020 cu voturile consilierilor PNL și Pro-România, după ce cele două formațiuni politice au făcut o alianță care asigură majoritatea în legislativul local.